Ultim moment a murit cântărețul și instrumentistul de muzică folk, Doru Stănculescu. Artistul de 71 de ani a fost găsit mort în casă. Treceți peste viața mea, unde-s cânt de piatră grea, unde-s cânt de piatră grea. Cum stă piatra în ani? Doru Stănculescu a realizat muzica filmului Porțile albastre ale orașului, dar are și zeci de piese în repertoriu premiate. În 2002, artistul a primit diploma de onoare a Ministerului Culturii și Culturii la gala muzicală O zi printre stele.